Sunt Mariana Nițu, candidez la Camera Deputaților din partea Partidului Forța Dreptei, filiala județeană Vâlcea. Sunt un om care toată viața a fost un liberal și care și-a construit o carieră profesională prin forțe proprii. Sunt un om crescut la țară, care a plecat să învețe, care a plecat în orașe mari, unde să învețe cum se face economie și unde să învețe cum să fie un antreprenor și s-a întors în municipiul Râmnicu-Vâlcea să aplice ceea ce a învățat. Sunt un profesionist care are experiență în domeniul economic, financiar, informatic și investițional în mediul privat. Acum peste 30 de ani am intrat în antreprenoriatul privat, am înființat o societate, am dezvoltat-o prin investiții durabile, am oferit locuri de muncă la peste 800 de vâlceni și am construit un brand recunoscut la nivel european în industria confecțiilor. Intenția mea de a intra în politică a fost un gând, nici de cum un obiectiv. Dar situația actuală a politicii din România, a situației economice și financiare a țării noastre, m-a determinat să acced în politică și să mă implic cu toată priceperea mea, cu experiența mea antreprenorială și cu determinarea mea de a schimba foarte multe lucruri în bine pentru comunitatea noastră.